Am revenit. Ingrid, am să te rog să ne explici puțin. Vorbeam pentru Nativi Tauri despre această agresiune care poate să vină din partea relaționalului, a colegilor, a cunoștințelor, oamenilor destul de apropiați pe undeva. Cum ar trebui să privească faptul că o persoană te poate simpatiza, ajuta cu o anumită structură sau cu două structuri, dar cu celelalte, cum se spune în popor, te poate mânca fript? Adică ei ar trebui totuși să înțeleagă substratul anumitor energii. Pe undeva, taurii au și o formă de naivitate în această perioadă. Foarte mulți nativi tauri acum sunt pe undeva surprinși, ca și când ar juca un joc de cărți, să nu spunem care, cu universul în care orice ar face pierd. Sunt puțin puși în fața unui relațional, pentru că pe Venus sunt foarte agresați, chiar pe guvernatorul lor. Sunt puțin puși de către Univers în fața unor ecuații eronate, adică pe undeva, dacă tu vrei tot timpul să ai un anumit anturaj în jurul tău, un anturaj care sigur că da, se mai și pierde pe drum, nu toată lumea are o evoluție așa cum ar trebui. De ce să suferi atât de mult? Taurul? De ce să Taurul. sufere? Din pricina relaționalului, pentru că acum sunt foarte multe opoziții cu zona aceasta de pe semn opus din Scorpion. Foarte agresați. Universul, indiferent de zodie, în general, orice zodie, în particular Taurul, întâmplă următorul lucru. Când Universul vede că te pierzi în prea multe direcții și nu ai o identitate clară, nu ai o constanță în ceva, vine un moment când te obligă să gestionezi. Te obligă să gestionezi ceea ce ai, credințele, acțiunile. Vorbeai de naivitatea taurului, da. Poți să-i spui naivitate, poți să-i spui unilateralitate, poți să-i spui dacă ei trebuie să lucreze la ceva toată viața lor, este atitudinea aceasta de unilateral. Ei cred, ei știu, ei nu greșesc, ei le știu pe toate. Au această meteahnă, din păcate. Și trebuie să lucreze la acest gen de atitudine față de orice. Pentru că Universul îi aduce aminte că stai că ce crezi tu că ai, ce crezi tu că poți, cum crezi tu că acționezi, respectiv probabil poți să crezi că ai dreptate tot timpul. Ei sunt revendicativi psihologic. Sunt veșnic revendicativ, veșnic au ceva de corectat, de repus într-o matcă a propriilor accepțiuni, cum văd ei lucrurile, da? Și în general semnele de pământ au fixitatea lor în gândire, în așteptări, în... Bun. Pe aceste aspecte astrale, chiar și taurul aparent imperturbabil și care aparent poate obține cam tot ce își dorește, se poate trezi în situația în care Universul vine și face așa, știi? Ca atunci când cerni bobul de neghină, da? Și îl obligă să privească și către exterior celălalt ce vrea, celălalt cine este. Ai acționat corect? Poate că nu. Poate că a venit momentul să îi restitui ceva celuilalt. Deci nu toate aparentele agresiuni ale perioadei următoare sunt simple agresiuni și el este o victimă. Nu. Orice lucru, inclusiv o agresiune care este o interpelare intempestivă și fără drept de apel, este o interpelare intempestivă și fără drept de apel, reclamă faptul că celălalt nu mai are câtuși de puțin răbdarea de a te aștepta să ieși din unilateralitate, egoism, limitări, pentru ca tu să vii în matca obiectivului. Da? Uite, există o zonă a astrologiei din străvechime care spune așa: fiecare semn zodiacal reprezintă demonul cu care vii la întrupare. Și ce ai de învins? Mai mulți demoni. Și ce ai de învins? Da. Fiecare quadratură și fiecare opoziție reprezintă o formă, mă rog, poate n-am vrea să spun chiar demoniacă, dar există o formă de conexiune cu zona mai puțin benefică. Da. Adică nici liber de contract. Adică dacă ar fi să fim cinstiți și să spunem lucrurilor pe nume,
ar trebui să speriem puțin, adică în sensul că aceste quadraturi, opoziții și aspecte disonante între planete sau o planetă care se află în exil sau în cădere presupune o formă de agresiune din partea întunericului. Pentru că nu este chiar puțin lucru, spre exemplu, să ai o quadratură, să spunem Marte-Pluto, care arată o formă de agresivitate, de obicei orice quadratură pe Pluto dă o formă de viciu. Și atunci, sincer, dacă ar fi să discutăm chiar direct, ar trebui să spunem faptul că este o descărcare, este o conexiune cu zona întunecată. Asta nu înseamnă că nu putem lupta cu zona care întunecată. Care înseamnă ce? Confruntă-te cu propriile tăi demoni și cu ce ai creat. Da, da. Pentru nativii gemeni, eclipsa de lună presupune o anumită fragilitate. Ea are loc pentru gemeni pe axa 6-12. Este vorba despre o descărcare karmică care afectează efectiv zona sufletească într-un mod direct, fără echivoc. Deci sufletește, există o descărcare pentru gemeni, există o karmă, există o lecție. Pe axa 6-12 s-ar putea să fie vorba și despre o restabilire a principiilor de viață. Casa 6 este destul de perturbată, poate fi vorba despre greșeli pe care le-ați făcut din grabă sau nu ați fost atenți la acte sau nu ați fost atenți la ceva care ține de o măsură destul de simplă ea la bază, dar n-ați ținut cont de ea și acum vă aflați într-o încurcătură. Încurcătura în care vă aflați nu este chiar atât de simplă, este și o încurcătură karmică pe undeva, nu e chiar doar faptul că n-ați fost atenți sau nu este vorba doar despre faptul că gemenii chiar nu și-au luat toate măsurile de precauție pe undeva, da, poate părea că așa este, dar de fapt nu este așa. De fapt, mai mult este vorba despre o descărcare karmică care are la bază un întreg șir de neatenții, un întreg șir de situații în care gemenii poate nu au fost atenți la lucruri minore pentru că li s-au părut chiar prea simple și așa de nu atât de important de luat în calcul. Și atunci, universul pe undeva a plătit acum o poliță într-o zonă foarte clar dirijată, dar zona aceasta nu este doar ea singura. De asta spun, este vorba despre lucruri pe care le-ați făcut, poate pripit sau nu ați fost atenți sau, și poate implica și o problemă financiară, pentru că totuși Pluto încă vorbește. Închipuiți-vă, ai spus tu mai devreme ceva care mi-a plăcut, închipuiți-vă că vă sună cineva, primiți un telefon, un call, să spunem așa, de sus, din cer, vă sună universul și vă întreabă cam care au fost ultimele neatenții, care a fost ultima neatenție în ceea ce privește neatenție, ignoranță, cum vreți să-i spuneți, în ceea ce privește o problemă financiară și de ce? Ce greșeală, ce gafă, ce ați ignorat în ultima vreme? Și iată până la urmă unde a dus acest lucru. Chiar dacă noi nu primim telefonul acesta propriu zis, dar pe undeva să știți că ceva chiar sună. Este cineva cu care noi vorbim, la nivel, sigur că da, fictiv, evident, energetic vreau să spun, dar este un soi de energie care ne chestionează. Îi chestionează pe gemeni și le atrage atenția. Casa 6 este o casă a execuției, este o casă care poate sublinia un soi de greșeli care au venit din această neatenție, sigur că da, tipică fecioarei, și este cuprinsă și zona financiară. Cum ar trebui, Ingrid, să gestioneze totuși, acum dacă tot e o plată karmică pe financiar, cam cum crezi că ar trebui să o gestioneze gemeni? Și eclipsa va exagera reacția emoțională a gemenilor. Vor fi nervoși, s-ar putea să fie agitați, s-ar putea să spună chiar cuvinte mai asumarea. Dificile. Asumarea, să-și vadă pe un parcurs ce am făcut în ultimii un an, doi, trei, cinci, cum am acționat, ce am făcut cu banii, în ce i-am investit, a fost bine, a fost rău, cât m-am asigurat că prin intermediul acestei forme de energie, banul, am adus un plus vieții mele celei adevărate, spirituală, sufletească. Cât am investit în ființa mea cea eternă, cât am investit în tern, cât am investit în ceea ce pur și simplu azi e, mâine nu mai e. Pentru că poate alte zodii mai scapă. Dacă e vorba de zodia Genos, spre exemplu, care vin cu menire clară să aducă ceva în manifestare, să aducă ceva spiritual în manifestare, știi cum e, cui mult îi se dă, mult îi se cere. Deci gemenii pot plăti de 10 ori față de cât plătește un alt profil astral sau un alt semn zodiacal.
Pentru că Dumnezeu are și El trimișii lui, mesagerii lui pe pământ, da? Și sunt câteva semne zodiacale care vin special, special cu această încărcătură. Și atunci când una dintre aceste persoane corespondente acestor topogane astrale, semn zodiacal, da, imaginați-vă că nașterea într-un semn zodiacal e strict topoganul pe care tu trebuia să vii. Și în timp ce vii, curci prin acel topogan, adânc, din sânga, din dreapta, te înhăimurezi, te înveșmântezi în haruri și în ceea ce ai de împlinit pe pământ, știi? Și intri în trupușorul mamei tale, ca pe strup, te naști, vii pe lume. Posibil este să fii uitat între acest topogan astral și ani, mulți după ce ai venit în lume, că tu aveai o menire spirituală. Cum îți aduce aminte? Da. Accesează-ți intuiția. Gemenii, până nu-și vor accesa intuiția și nu vor face pace cu Dumnezeu, cu sufletul lor, cu trecutul, cu ce au greșit, fiind semne eminamente de sorginte a manifestării spirituală, ei nu vor putea să oprească tăvălugul unor astfel de descărcări karmice. Nu e atât de simplu ca ale alte zodii, cum, spre exemplu, mai avem până la leu și lei. Profil, da? Și ei vin cu meniri și destul de importante. Să mergem și la nativ Irak. Eclipsa evident ieri, astăzi, mâine, zile foarte puternice pentru Raci, pe această eclipsă de lună pe, și pe o axă destul de prietenă lor. Și totuși, evident, ca orice eclipsă de lună, ea aduce și o inflamare, opoziția cu Jupiter poate vorbi despre dezordine, poate vorbi despre neatenție, poate vorbi despre greșeli legate de organizare. Racii sunt destul de descumpăniți și de deranjați de faptul că uneori, să spunem, pot să scurcircuiteze viața lor, poate fi scurcircuitată de tot felul de situații care îi deturnează de la drumul lor. Spre exemplu, această eclipsă vorbește și despre polemică, despre ceartă, despre lucruri agresive, lucruri care sunt spuse la nervi, greu de reparat, vorbește despre, spuneam, acte făcute în neregulă și consecințe care devin poate de nesuportat, și toată lumea trebuie să fie atentă la aceste aspecte pentru că ele au o componentă karmică. Pentru nativii RAC, faptul că Pluto, planeta cea mai agresată și cea mai agresoare în această perioadă, pentru că ea cuprinde aceste caree în T și cuadraturile cu luminarile și cu nodurile lunare astăzi, deci mai ales pentru cei care se știu plutonieni din naștere, adică cu un Pluto puternic în temă pe casa 12-a, pe casa credinței, adică pe ascendent sau conjunct cu soarele, sau chiar se știu plutonieni în sensul că au multe planete în Scorpion sau în casa 8-a, sunt câteva zile foarte dure. Foarte dure. Iar dacă avem Raci, care ei ca semn de apă, sigur că dau și un Pluto puternic în temă, deci încă o dată conjunct cu soarele în casa 8-a sau în casa 12-a sau o casă a Scorpionului cu multe planete în ea sau în zodia Scorpionului, atunci acei Raci cu siguranță vor avea foarte multe de tras, foarte multe de înțeles, foarte multe lucruri de rezolvat și reglat conturi cu Universul. Dar pe de altă parte, ajutorul vine de la Neptun. Neptun este într-o poziție absolut superbă, face aspecte frumoase, chiar dacă îi se opune lui Venus. Da, până la urmă îți livrează o iluzie, foarte bine că ai scăpat de ea, chiar dacă te tulbură, suferi. Poate ai crezut că te iubește o persoană și nu te iubește, poate ai crezut că îți e prieten cineva și nu ți este, poate ai crezut că e bine să faci o investiție, ai cumpărat lucrul acela și observ că e o tâmpenie. Se întâmplă, nu este o tragedie până la urmă, nimic, totul poate fi reglat. Dar această opoziție Neptun-Venus mie nu-mi inspiră o tragedie. Mai mult îmi inspiră, repet, livrarea unei iluzii, observ că e o iluzie și te liniștești, depinde acum de gradul de spiritualitate al fiecărui rac. Cu cât ești mai sus, mai evoluat, cu atât vei trece mai vei depăși mai ușor. În schimb, este foarte mult potențial aici la raci de a face multe lucruri constructive. Sunteți ajutați de Venus în semnul Fecioarei, semnificativ de Pluto în Capricorn. Deci racii se pot duce pe o direcție extraordinar de favorabilă. Ar trebui să vă ar trebui să existe foarte multă validare la locul de muncă și profesional, foarte multă validare, ați putea câștiga mult mai bine, ați putea să fiți mult mai bine văzuți la locul de muncă, ați putea să intrați în parteneriate cu adevărat constructive. Ce părere ai despre acest punct de destin, aceste cuadraturi, spuneam, pe care Pluto le face cu nodurile lunare și cu luminarile, dar pentru raci din semn opus?
Raci sunt de câțiva ani, de mai mulți ani sunt în transformări radicale. Mi se pare că astrele le invită și la o disciplină față de alte etapele vieților, la o disciplină foarte exactă, la o conștientizare și asumare a ceea ce se întâmplă, la o revigorare a credinței, da? Răspunsul la problemele lor, în primul rând, este dat de credință. Și trebuie să aleagă ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Ceea ce este preponderent, nu în sensul să se închidă într-o mănăstire. Atitudinea față de viață. Da? Ceea ce trebuie să fie călăuzitor în mentalul lor este această legătură cu divinitate. Această legătură pe verticală cu cine? Cu Creatorul. Să-și privească rezultatele vieții, să-și privească eșecurile, cum ai spus până la urmă, nimic nu este de nerezolvat și de ne, da? Și să înțeleagă că se încheie un mod de viață și pentru ei. Și o să trebuiască să tragă linia. Se încheie un mod de viață, s-ar putea să fie chiar finalul unor etape foarte tensionate în acest an. Sunt draci care în acest an au pierdut oameni foarte apropiați, au pierdut. Deci nu doar s-au despărțit, da? Au murit oameni foarte dragi, poate, cine știe, da? Au fost schimbări majore, pe plus că este și anul care a fost, da? Anul, împreună cu zodia lor, le-a triplat senzația de lipsă, de pierdere, de schimbare, da? Iată, lucrurile continuă. Trebuie să iau o decizie în ce direcție, psihologic vorbind, în ce direcție aleg să meargă mai departe ca să accepte ca pe descărcare karmică că au scăpat și vor scăpa odată pentru totdeauna de toate iluziile din viața lor. Până la urmă, Alina, cum ai spus și tu, dincolo, da, Dumnezeu, te agită, te tulbură, e peste noapte, se întâmplă într-un timp foarte scurt, când credeai că ai reașezat ceva într-un echilibru, se surpă și e definitiv. Din punctul meu de vedere este leitmotivul anului pentru raci, nu doar al perioadei. Da? Schimbări majore pe care trebuie să le privească ca atare. Direcția de viață pe care trebuie să o aleagă este direcția, psihologic vorbind, corectă. Da? Să învețe să schimbe, să piardă, să schimbe paradigme, să înlocuiască vechiul cu noul. Da? Și mare atenție cu acest nod nord atât de frumos poziționat pe casa carierei. Racii chiar sunt invitați să facă într-un fel să înțeleagă care este potențialul, un potențial foarte mare de a se remarca. Nodul nord, spuneam că vorbește despre punct de destin, este un punct de destin foarte important, un punct karmic de destin, este punctul tău de viitor, practic, nodul nord. Și acum acest nod nord pentru nativii RAC se găsește chiar pe casa carierei într-o conjuncție superbă cu Chiron. Deci punctul de viitor și ceea ce se amplifică, ceea ce poate fi exagerat, dorința pentru ceva, ambiția, acest nod nord superb îi duce către direcția lor de dezvoltare profesională. Să mergem mai departe, să vedem pentru nativii Leu. O eclipsă care, exact cum spuneam mai devreme, numai că nu le dă cineva telefon să le spună ce au de făcut, Leii devin foarte euforici dintr-o dată, pentru că a fost o perioadă care i-a blocat puțin profesional, devin foarte euforici din punct de vedere al ieșirii lor la rampă, foarte interesați de acest aspect. Un aspect care o vreme a fost înlocuit cu ideea de sacrificiu. Acest Pluto pe casa sacrificiului pentru Lei, mai sunt câteva luni și va intra pe casa parteneriatelor. Într-un fel le-a luat puțin aura, să spunem așa, le-a știrbit aura. Vorba vine sigur energetic, nu se poate întâmpla acest lucru, dar este o formulare mai mult așa poetică. Nu au mai fost ei atât de mult în centrul atenției printr-o formulă dată de destin. Destinul a spus, nu mai vreau să fie atât de mult în centrul atenției și pe undeva a făcut într-un fel destinul de nici nu le-a mai păsat, pentru că munca aceasta asiduă cu Pluto pe casa muncii, pe casa Fecioarei, i-a deturnat un pic de la focusarea aceasta, concentrarea pe propria persoană. Conjuncțiile acestea dezechilibrate
pe Scorpion, opuse lui Jupiter, pentru nativii Leu au loc pe axa 40, spuneam, pe axa carieră versus casă. Deci este un mic conflict, nu este chiar mic, între niște propuneri profesionale și membrii familiei sau persoanele care pe undeva au un cuvânt de spus în plan personal. Mare atenție cum gestionați această zonă, pentru că ele sunt prinse și cu acest vârf cu Plutol pe final de Capricorn. Este vorba și despre o descărcare karmică. Deci nu analizați lucrurile strict din punct de vedere concret. Are dreptate, n-are dreptate. Sau în niciun caz să nu vă sfătuiți cu alte persoane, pentru că nimeni nu știe ce descărcări karmice aveți din alte vieți. Încă o dată, este vorba despre un conflict care prinde într-un fel bizar și cariera și planul personal. S-ar putea să fie inadvertențe, poate vă doriți să stați mai mult la locul de muncă, nu puteți pentru că aveți responsabilități acasă sau invers. Ideea este că acest conflict, având o descărcare fiind într-un fel o implicare karmică, nu poate fi explicat după rigorile concrete. Adică oricât v-ați chinui să aveți o discuție cu un prieten, cu o prietenă, nu o să găsiți o soluție, pentru că soluția este undeva în alte vieți. Și atunci trebuie să fiți foarte atenți, să simțiți de care parte poate fi dreptatea, că e în funcție de ceea ce ați făcut altădată. Cum crezi tu, Ingrid, că ar trebui să procedeze o persoană care nu știe cum pe undeva să se împartă, dar totuși simte că e o descărcare karmică, dar are și tendința să judece lucrurile la nivel concret, ceea ce este, spuneam, total complet eronat? Învățăm tot din spiritualitate faptul că orice ai de trăit, prin orice ai de trecut, totuși, atunci când îți sunt încălcate flagrant putințe, capacități, dorinți care țin de evoluția ta personală și de cine ești tu în identitatea ta spirituală, trebuie totuși să știi să spui nu, trebuie totuși să știi să încetinești puțin ritmul acelor lucruri, iar în cazul leului, care poate fi fatalist, care poate accepta pur și simplu o stare de lucruri, crezând la un moment dat că poate că nu se poate altfel, eu le recomand cu tărie leilor să-și readucă aminte cine sunt ei, ce pot cu adevărat, în sensul propriei evoluții, evoluției structurilor, intelectual, sufletesc, spiritual. Pentru că da, sunt perioade de descărcări karmice, dar asta nu înseamnă nici de cum că tu renunți în totalitate la tine și nu ripostezi absolut deloc. Acolo unde riposta, trebuie să fie o ripostă de bun simț care să manifeste echilibrul, cunoașterea legilor spirituale. Pentru că, iată, cine a trecut trece, cunoaște zona de spiritualitate la nivel înalt, înțelege următorul lucru. Sunt suflete care vin la a-și recăpăta, a li se restitui ceva luat de cel asupra căruia, da, se năpustesc, să-și ia înapoi, să-și revendice stări, energii, iertări, iubiri. Dar dacă cel de lângă un nativ sau profil leu sau acționează exagerat, recomand cu tărie, pentru că și leul poate avea momente, etape în care se transformă în țintă, crezând ca un copil că trebuie să-și primească bătaia. Dar copilul ăla, dacă ajunge pe perfuzii la spital, nu mai este bătaie, e atrocitate. E aproape crimă cu premeditare. Deci pentru un leu care se poate așeza în ipostaza sufletească și psihologică a țintei, pentru că el crede că trebuie să primească lucrul respectiv, au o ingenuitate cu care vin la naștere. Un copil acolo care crede că trebuie să... Da? Că i-a supărat pe mami, pe tati, pe... Nu. Nu. În clipa în care sunt încălcate flagrant formele, capacitățile de exprimare și de manifestare, nu are nicio legătură cu descărcarea karmică, este un abuz. Menționat adesea și în spiritualitate. Sunt suflete care vin pe paradigma, pe ipostaza lăuntrică a incapacității de a ierta, ei nu vor ști să lucrească. Dar tu trebuie să simți și să știi când să oprești această stare de lucruri. O simți, o știi. O știi când lucrurile s-au terminat, ai plătit. Deci, atenție în ritm
intensitatea descărcărilor, cât crezi că trebuie să-i restitui celuilalt, să plătești, pentru că așa-ți spun astrele sau oricine ți-ar spune, vine un moment în care tu trebuie să știi că ceea ce duce la extinția ta nu este la sentimentul lui Dumnezeu. Ceea ce poate să ducă la extinția ta psihologică, sufletească, nu are nicio legătură cu nimic divin. Nici o descărcare, nici o restituire, nimic. Deci, se fac adesea menționări în cazuistica spirituală despre momentele cele mai des întâlnite între partenerii umani, în care cel care a venit și nu poate ierta, nu te lasă până nu te decimează. N-are nicio legătură cu descărcările karmice. Nicio legătură. N-are nicio legătură, este doar un abuz. Nativul, cel cu profil leu, cel cu atitudine, dacă vrei, psihologică, da, de copil care crede că trebuie să-și ia bătaie, ca așa e scris în stele, trebuie să învețe să-și recapete acea demnitate. Și repet, am spus-o și la începutul emisiunii, ceea ce nu are legitimitate și demnitate, nu există în spiritualitate luminată. Există doar în spiritualitatea întunecată, unde nimic nu contează decât eu mie mă îmi. Mergem mai departe pentru nativ fecioară. Aici avem de-a face cu o foarte frumoasă încununare, să spunem așa, unor eforturi pe care fecioarele le-au făcut în ultima vreme. Fecioarele vor avea rezultate interesante, pentru că chiar au muncit și din punct de vedere financiar. Este o muncă care acum îi recompensează. Avem un trigon superb cu Venus în Fecioară și Pluton Capricorn. Aceste trigoane pe semne de pământ, pe planete responsabile cu bunăstarea, Venus este chiar planeta bunăstării, Pluto bogătașul zodiacului, după cum bine știm, atrag atenția asupra șansei în plan financiar. Fecioarele cu siguranță vor avea o perioadă în care cresc incredibil din acest punct de vedere și ar trebui să își asume faptul că tot cresc financiar și că lucrul acesta este bine meritat. N-ar strica să existe și o zonă de creativitate, pentru că Venus face un aspect super cu Uranus, tot pe semne de pământ, Venus în Fecioară, Uranus în Taur și Jupiter tot în Taur. Deci este o creștere care are la bază și creativitate, și inventivitate, și expansiune. Poate n-ar strica să mai aveți și alte domenii față de, pe lângă, de fapt, domeniul de bază în care activați, poate găsiți și alte preocupări. În orice caz, este o creștere destul de relevantă și foarte interesantă. Pluto și el prinde acest trigon cu Uranus. Deci, oricum, cam pentru toate zodiile este o perioadă în care putem să facem în așa fel încât să creștem financiar, dar mult mai mult vor câștiga cei care se mobilizează mai repede, cei care nu sunt inerțiali, cei care nu stau să se gândească 2 luni până fac ceva, sau 2 ani, sau 20 de ani, pentru că sunt și situații de persoane foarte inerțiale, nici n-ați crede că sunt de inerțiale. Și cunosc multe cazuri de acest gen, pentru că atât de mult își doresc să facă lucrurile atât de bine încât pot trece și 2 decenii până termină ceva. Deci, este interesant pentru nativii fecioară să înțeleagă cât de important este acum pentru a vă echilibra și pentru a intra într-un fel de comuniune, conexiune cu Universul și a fi și susținut și sprijinit de către Univers, să faceți lucrurile nu neapărat rapid în sensul de imprudent sau pe grabă, dar rapid în sensul de a prinde momentul. Este acel moment, acel kairos despre care am vorbit, adică punctul de predestinare care pur și simplu trebuie respectat, trebuie onorat. Așa este. Așa este și mai cu seamă că, iată, pare că au atât de mult ajutor. Feciorile s-au dezvoltat în ultimii ani, au avut destul de mult ajutor deopotrivă prăbușirea unor vechi înțelesuri, s-a reconfigurat aproape întreaga lor existență și acum pare că sunt invitați să arate cine sunt ei cu adevărat, cine au devenit ei, da, da. Ce pot ei de pe alt palier, al creativității cu adevărat. Al creativității, nu, știi, vorbeam în emisiunea trecută despre cel puțin 3 stadii ale sufletului, supraviețuirea, conformarea, diferențierea. Bine, mai vine pe urmă individualizarea, vin niște etape. Maturizarea presupune aceste etape. Și acum ei sunt pe zona, dacă vrea, individualizării. Știu cine sunt, ce am acumulat, ce am înțeles, cum trebuie să-mi rescriu viața,
pe principii corecte și să aduc în manifestare. Nici nu avem idee, o să mergem imediat la TV Balanță, nici nu avem idee cât de important este în această perioadă, oricât de copilăresc sau adolescentin vi s-ar părea, să facem, să scriem lucrurile, să facem acea anamneză zilnică, pur și simplu să scrie, dar nu toată lumea trebuie să scrie aceleași lucruri. Spre exemplu, o persoană care are de ignoranță, adică are aspecte tensionate pe aceste zodii mutabile. Acea persoană nu trebuie să-și facă o listă în care să spună ce persoană o deranjează sau o agresat-o, că nu este karmă de atașament. Acea persoană trebuie să-și pună în ordine prioritățile. Să scrie, astăzi, mâine am de făcut asta, asta, asta. Pentru că o să observe că nu face lucrurile într-o ordine. Întotdeauna amână, pierde, poate să piardă substanțial o persoană cu karmă de ignoranță, o persoană cu karmă de atașament, adică cu aspecte disonante pe semne fixe, va trebui să-și facă aceste liste în care, sau nu sunt liste, nici măcar jurnal. Este, repet, un soi de evaluare. Ca un test de evaluare, să spună, m-a deranjat persoana aceasta, este oare cazul să mă desprind din această zonă, să nu mai îmi creeze aceste pusee nesănătoase în care tot timpul mă implic, tot timpul mă enervez, pierd energie în fiecare zi, doar pentru că această persoană nu răspunde la telefon, această persoană nu este consistentă în modul în care se raportează la mine și așa mai departe și se pierde foarte multă energie pentru persoanele cu aspecte disonante pe semne fixe pentru că au această karmă de atașament, se atașează de situații, se atașează de locuri, să spunem, este obișnuită astfel de persoană să se plimbe într-un anumit parc și acolo este un șantier. Bun, nu te mai poți plimba în parcul respectiv, poți să te plimbi lângă sau să schimbi și se creează foarte multă pierdere energetică și mai este karma de agresivitate pe aspecte și ea disonante pe semne cardinale, care iarăși, dacă aveți în temă așa ceva, aspecte proaste pe semne cardinale, acea karma de agresivitate în care trebuie să facem această listă, în care să spunem ce ne agresează și, evident, față de cine sau față de ce avem tendința să avem reacții agresive, pentru că acolo ne trebuie să căutăm să vedem de ce ne agresează. De exemplu, sunt persoane care spun, mă enervează de câte ori plouă. Păi, de ce te enervează de câte ori plouă? E ceva acolo, serios, deci trebuie scos din subconștient sau mă enervează o anumită persoană sau mă enervează zgomotul de mașini sau eu știu ce zgomot. Trebuie lucrat pe zona aceasta. Trebuie lucrat în primul rând pe omul, ar trebui să-și facă, din punctul meu de vedere, un fel de prospect personal să-l poarte la el. Viața, din ce-i constituită, din recomandat, în ce doză, în fiecare zi, cum mă port, reacții adverse, dacă exagerez. Știi că în Ayurveda și în medicina, medicinile orientale, îți vorbește și despre exagerările. Râsul în exces omoară inima, da, îmbolnăvește. Da, da, da. Și îți dă exemple absolut reale. La fel și cu viața. Folosit un exces al vieții, nu că dacă am da acum unui om să bea 5 litri de apă în 10 secunde, grav, moare, n-are nicio șansă. Vreau să-mi bei 5 litri de apă în 10 secunde. Ceva sucumbă în el. Ceva crapă la propriu, poate să crape, da? Organul încetează să... Nu poate spune face ceva față. Pozitiv să luăm publicitate. Ceva pozitiv. Zâmbiți azi, mâine poate fi mai rău. Înțeles. Revenim după publicitate. Am revenit, să mergem mai departe. Am spus deja, pentru nativii Fecioară este incredibil cât de frumoasă este perioada din punct de vedere al aspectelor financiare și al redescoperirii potențialului lor în această zonă. Pentru nativii Balanță, vremurile sunt foarte puternice pe tot ceea ce ține de aprecierea lucrurilor pentru care au muncit. Balanțele găsesc o nouă perspectivă, este lucrul esențial. Le-aș recomanda o dezbatere. Toate problemele se vor rezolva în această perioadă în moduri atipice. Pentru că și problemele balanțelor în această perioadă sunt complet atipice. Acest mercur atât de tensionat vorbește despre a lua măsuri acolo unde au tot amânat. S-ar putea ca nativii Balanță să se găsească într-o situație destul de delicată din punct de vedere al unor consecințe pe care, să spunem așa, le plătesc pentru că au amânat anumite lucruri.
Mercurii este într-un fel un investitor, un mic investitor, soarele este quadrat și el cu Pluto, cu nodurile lunare, exact cum spuneam, Pluto, și pe undeva nativii balanță cu aceste trei planete conjuncte pe casa banilor, trebuie să, repet, să reevalueze totul, să ia măsuri, să nu investească în lucruri superficiale, să nu exagereze cu anumite cheltuieli. Da, într-adevăr, anumite dorințe pot deveni realitate, dar contează foarte mult și tabloul de ansamblu. Deci fiți foarte atenți, eu le-aș recomanda nativilor balanță să aibă sfătuitor, să aibă persoane cu care să intre într-un dialog, să nu facă lucrurile pripit. Foarte important este pentru ei să urmărească această karmă de atașament despre care vorbeam, care pentru ei are loc și pe o casă de atașament și pe casa, opozițiile acestea au loc pe axa Taur-Scorpion, deci tot pe case fixe ca atare. Mare atenție unde poate duce o anumită formă de încăpățânare. Am vorbit despre iluzie. Cât de gravă este încăpățânarea, Ingrid? În ceea ce privește luarea unor decizii de anvergură câteodată. Pentru că Pluto vorbește și despre decizii de anvergură. Foarte multe persoane fac investiții în această perioadă cu Pluto, care e bogătașul zodiacului și vorbește despre bani și investiții de mare forță. Pe grad anaretic, gradul blestemat despre care tot vorbim și nu glumesc când spun grad blestemat, e un grad foarte critic. Dacă nu știi cum să procedezi, el nu te poate ataca decât dacă ești prudent, nu ești nervos, ești pacifist și iubitor. Altfel are act de cojocul nostru. Încăpățânarea în orice situație. Acum, că ai căzut din barcă și vrei, ești încăpățânat să ajungi la Maleuna. Corect. Altfel, încăpățânarea în situații în care, exact cum bine ai spus, poți analiza, te poți consulta, poate să fie marea cheie a distrugerii totale a orice. Și sunt oameni, sunt destui și sunt, care pe fondul așa vreau eu, și doar așa vreau eu, se pot trezi că ratează complet o experiență, un proiect și așa mai departe. Dar vezi tu, și balanțele pot avea viziuni foarte puternice, trăiri foarte puternice și atunci când simt că vor să facă un lucru și doar așa vor să-l facă, chiar să aibă dreptate câteodată. Dar dacă aud o astfel de descriere a perioadei, se reevalueze. Să reevalueze că s-ar putea să nu fie, și apropo și de gradul anaretic de care povesteai, s-ar putea să nu fie deloc o perioadă în care încăpățânarea să reprezinte câtuși de puțin un răspuns la ceva. Am spus de mult și am încercat să spun de câte ori am avut ocazia, dacă în educația omului, puiului de om, pe măsură ce crește, ar exista, s-ar băga ca și materii. Știu și eu, din zona de ezoterism, astrologie și așa mai departe, multe lucruri nu ar mai fi discutate pentru că omul nu ar mai greși. Întotdeauna să încerce să se bazeze și pe factori credibili, exterior lor, obiectivi, în a lua decizii și mai ales într-o perioadă precum aceasta, pentru că au atitudini lăuntrice de abordare a unor situații aproape că foarte impulsiv. Balanțele pot fi foarte impulsive, da? Și mai ales când știu și cred și simt că au dreptate, să se ducă orbește într-o direcție. Și să constate că erau N factori de jur împrejur care nici de cum nu ajutau procesul. Da? Să-și analizeze foarte profund sentimentele, gândurile și ce cred că este corect prin analogie, prin comparație, având referințe corecte. Și atunci nu vor putea greși. Da? Pentru că, precum bine ai spus, anumite aspecte astrale dintr-o perioadă, oricât de rele, ele nu-ți pot face nimic dacă tu te-ai pus la adăpost. Ele doar vin și sancționează incoerențele, breșele de securitate, pe gândire, pe acțiune, da? Astrologia nu este despre ce este obligatoriu. Astrologia este despre predispoziții și cum poți să eviți, da? E profilaxie, practic. Da, exact. Mai mult decât atât, această opoziție a luminariilor pe axa Taur-Scorpion are loc pe primul decan, după cum vedeți. Am tot vorbit despre faptul că primul decan vorbește despre aspectul fizic al vieții. Deci poate fi vorba despre o enervare care nu are o structură astrală sau cauzală, ci este vorba, al doilea decan este astralul, al treilea cauzalul, ci nu, este vorba despre ceva care are la bază ceva concret care
te agresează. Deci, balanțele pe undeva trebuie să fie atente la lucruri concrete legate de planul financiar, pentru că este această eclipsă are loc pe axa 2, pe o axă exclusiv financiară, ceva ce în plan concret este făcut eronat sau este nedrept sau este, nu este bine evaluat de către balanțe având loc pe această axă 2-8, o axă financiară. Deci mare atenție cum evaluați structura financiară a perioadei, mare atenție cum vă poziționați, mare atenție cum gestionați investițiile, pentru că iarăși cuadratura cu Pluto vorbește despre elemente karmice. Nici nu contează acum, chiar dacă, să spunem, sunteți într-o zonă în care nu ați făcut ceva foarte corect, important este să urmăriți un vis. Pentru nativii balanță trebuie redescoperită ideea de vis, visare, da. Ideal. Idealul este foarte important în această perioadă, urmărirea unui ideal. Pentru că, și ce mai este important, și aș vrea neapărat să punctăm acest aspect și după aceea trecem la nativii Scorpion, fixarea unui program al zilei. Dar nu un plan al zilei, îmi cer scuze. Nu neapărat un plan al zilei în sensul că facem un orar ca la școală, nu. Dar totuși, da. Nu și da în același timp. Știu, pare bizar, dar cam așa este. Adică nu neapărat un orar, acum chiar dacă am întârziat 5 minute, nu la modul cum mănânc, nu știu, când mă îmbrac și așa mai departe, nu. Dar totuși un plan, adică un anumit tip de energie pe care o rulezi. Așa este, da. Și pentru că vorbim despre energie, să mergem la nativii Scorpion și aici chiar aș vrea să explicăm, Ingrid, cum ar trebui Scorpionii să privească, pentru că ei sunt gazdele acestei conjuncții foarte intense, conjuncția aceasta, ea nu pare că până la urmă Mercur și Marte sunt planete mici, și totuși conjuncte cu Soarele în semnul Scorpionului, opuse cu Jupiter, cea mai mare planetă a sistemului solar din semnul Taurului, nu neapărat că fac ravagii aceste opoziții, dar nu sunt nici foarte plăcute. Nu sunt nici foarte plăcute pentru că deși Marte și Mercur nu sunt atât de mari ca planete, prin opoziția cu Jupiter, care este cea mai mare, și prin conjuncția cu Soarele, pot provoca nici un deficit de concentrare. Este ca și când poți să întrerupi ca nativ Scorpion o activitate fix atunci când este punctul culminant, punctul de maxim, orice activitate, știți că are un punct de maxim în care este o euforie, este o, ca și când timpul emisiunii, fix în mijlocul emisiunii, nu ai putea să vorbești, da, dintr-un motiv sau altul, și atunci sigur se creează un punct de... O sincopă. Un colaps, exact, o sincopă. Deci pentru nativii Scorpion este foarte important să identifice pe această karmă de atașament dată de opozițiile cu Jupiter pe semnul Taurului, să identifice ce anume îi perturbă. De ce s-au legat în exces? Poate s-au legat foarte mult de bani, poate s-au legat foarte mult de o persoană, poate s-au legat foarte mult de o activitate, de un anumit aspect fizic și ceva. Acum produce această scutură, ceva îi agită. Îi agresează de-a dreptul, aș spune. Și este ceva ce vine atât de mult din exterior. Jupiter este guvernatorul săgetătorului, vine din exterior această agresiune, nu ține de ei, nu au ce să facă, practic, decât să treacă printr-o transformare alchimică care pur și simplu îi va face să vadă lucrurile complet diferit. Este foarte important să înțeleagă acest și să renunțe, evident, toată lumea oricum acum cu Pluto pe grad anaretic trebuie să renunțe la obiceiuri proaste, nu mai vorbim de vicii. Este un ultimatum această eclipsă pentru nativii Scorpion. Am să rog, Ingrid, să explicăm puțin de ce. Pentru că are loc chiar pe axa dumneavoastră, Taur-Scorpion, și pentru că are loc într-o formulă foarte agresată de acest Pluto, care și el la rândul lor e pe grad fatidic. Cum ar trebui să privească acest ultimatum? Să le spunem în ce domeniu nu putem, pentru că ar trebui să știm tema personală a fiecăruia. Aș descrie în felul următor. Ce n-au înțeles până acum și au crezut că totuși au gestionat, se poate întoarce în galop pe aceste aspecte. Da. Știi, universul nu interpretează. Dacă persiști într-o atitudine energetică, desigur, nu-i așa, vei primi și mai mult din ea. Ce spunea Iisus Hristos? Cel ce este sărac mai mult va sărăci, cel ce este bogat mai mult se va îmbogăți. Enunța anume faptul că cel care este sărac nu degeaba este sărac, pentru că a persistat într-o energetică acțiune, manifestă sau nu, mentală, sufletească sau pur și simplu faptică, iar celălalt, iată, mai mult va adăuga la ceea ce își dorește, pentru că a înțeles ce înseamnă energia abundenței. S-a acordat corect la form, la frecvențele, la intensitatea, la manifestările energiei specifice sporului. La fel ca o zodie, când în general semnele de apă n-au prea stat ele foarte bine în ultimii ani,
Precum spuneam și la RAC, deși oamenii poate așteaptă doar vești despre miracole și împlinire, astrologia nu este despre asta, este despre adevăr. Și Scorpionul este și el predispus și a fost în ultimii ani la reconstrucție. Dar reconstrucția vine, nu-i așa? Trebuie să ai pe ce să construiești. Desprinderea de materialitate au fost cumva obligația astral, da? Să învețe jocul adevărat al vieții. În ce constă? Că și atunci când faci o mâncare, dacă pui doar, știu și eu, două ingrediente și mâncarea ar fi trebuit să fie constituită din șase ingrediente, va ieși ceva de care cu greu te poți apropia. Da? Viața este exact așa. Dacă tu trebuie să folosești 3, 4, 5, 7 ingrediente pentru a avea coerență și disciplină în viața ta, respectiv și implicit împliniri, nu se poate fără disciplină mentală, sufletească și cea care ține de faptele imediate. Lecția Scorpionului este în perioada următoare și nu doar în perioada următoare, că este, cred că tot anul au fost sub imperiul ăsta, să învețe să reconstruiască pe baze care să ducă așa, către esențialul numit fundament. Dacă n-au un real un fundament al vieții, dacă nu ies din povestea aia în care cel mai adesea poți găsi un scorpion că trăiește, îl poți găsi în ipostaza în care refuză realitatea, în care o îmbogățește cu lucruri de el imaginate, se poate trezi, cade de foarte de sus și se pot termina în fața ochilor lui lucruri pe care le credea pentru totdeauna. Da? Mare atenție că e un final de an pentru ei în care trebuie să dea și niște teze, niște examene. Evident, contează atunci când vorbim despre eclipsă de lună, dacă eclipsa aceasta, în cazul nostru, are loc cu soarele în semn. Așa sigur este. Că da, putea fi și o eclipsă în care aveam soarele în taur și luna în scorpion, cu soarele în scorpion și luna în semn opus. Este vorba despre un mod de a te raporta corect la felul în care te percep ceilalți. Soarele, pe lângă faptul că reprezintă viața și vitalitatea, reprezintă modul în care te percep ceilalți. Prima imagine, prima impresie, așa cum luna este emoționalul, așa cum Mercur este modul în care vorbești, modul în care oferi informația. Mercur este modul în care oferi informația. De exemplu, dacă întrebi cineva cât costă perechea asta de ochelari, modul în care omul își răspunde. Sunt foarte multe persoane care au Mercur, spre exemplu, debilitat în temă, în exil sau prost aspectat, chiar dacă tu le întrebi concret cât costă ceva, până îți răspund, durează foarte mult, pentru că ei simt nevoia să facă tot felul de paranteze, să exagereze. Nesiguranța pe comunicare. Exact. Și atunci, această eclipsă trebuie urmărită exact cu soarele în semnul scorpionului. Este clar că este vorba despre o înțelegere a modului în care îi percep ceilalți. Trebuie să depună puțin energie să vadă ce se întâmplă din acest punct de vedere. Da. Revenim după publicitate.